România este una dintre țările sărace ale Uniunii Europene, dar are 15.980 de milionari în dolari. Un studiu internațional realizat recent de Banca Elvețiană arată că averea medie a românilor a crescut în perioada 2000-2018 de la 3.843 dolari de persoană la 20.321 dolari de persoană. Drept urmare, averea totală a românilor însumează acum 317 miliarde de dolari. Averea românilor a crescut în cei 18 ani mai mult decât în Rusia, unde creșterea medie a fost de la 2.942 dolari în anul 2000 la 19.997 dolari în 2018. Dar mai puțin decât în Bulgaria, unde datele arată că a fost o creștere de la 3.965 dolari în 2000 la 23.984 dolari în anul 2018. Același studiu oferă date și despre nivelul de datorie al românilor. Știți cât era datoria media unui român în anul 2000? 31 de dolari, dar între timp, odată cu averile, au crescut și datoriile. Astfel, în 2018, datoria medie a unui român este de 2.934 de dolari. Conform datelor băncii elvețiene citate de agenția de presă Mediafax, 14.302 români aveau averi între 1 și 5 milioane de dolari, 1.042 dețin între 5 și 10 milioane de dolari, 569 aveau între 10 și 50 de milioane de dolari, 41 între 50 și 100 de milioane de dolari, 23 de persoane dețineau între 100 și 500 de milioane de dolari, iar 3 persoane au averi mai mari de 500 de milioane de dolari. 9,6 milioane de români au averi de până în 10.000 de dolari, 5,5 milioane au între 10.000 și 100.000 de dolari, iar 385.000 de români au averi între 100.000 și 1 milion de dolari. În anul 2000, din suma medie de 3.843 de dolari a unui român, 716 dolari erau active financiare, iar 3.158 de dolari erau bunuri nefinanciare. În 2018, valoarea activelor financiare a crescut la 9.449 de dolari, iar a celor nefinanciare la 13.806 dolari. Cine sunt cei mai bogați români? Topul făcut la începutul acestui an de revista Capital îl plasează pe Ion Țiriac în topul bogaților. Omul de afaceri are o avere estimată la peste 1,7 miliarde de euro și este urmat în top de frații Dedeman, Dragoș și Adrian Pavel. Averea acestora este estimată între 1,1 și 1,2 miliarde de euro. Pe locul 3 în topul milionarilor români este Zoltan Tesari. Acesta are o avere de circa 570 de milioane de euro. Locurile 4 și 5 sunt ocupate de Ioan Nicolae și Iulian Dascălu, ambii cu averi estimate la peste 500 de milioane de euro.